Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Bun, am revenit în direct. Vreau să trecem și la câteva întrebări venite din zona asta de fotovoltaice, de energie verde. Astăzi, mai mulți solicitanți, aplicanți ai schemei de producție energie din sursă regenerabilă, derulată prin AFIR, au întrebat când se publică raportul de selecție, că se redeschide sesiunea a doua a schemei susmenționate și trebuie să le spunem oamenilor că AFIR-ul a venit cu o lămurire, da, cu un comunicat. Vreau să le mulțumesc celor de la AFIR pentru faptul că au dat curs acestor întrebări și totodată au lămurit situația. O să vă citesc acum răspunsul primit. Raportul de eligibilitate și scorare se va publica în 5 zile lucrătoare de la finalizarea în sistem a scorării proiectelor eligibile. Apoi, după finalizarea verificării contestațiilor, se va putea publica raportul final de selecție. Nu vă putem transmite o dată fixă de publicare, deoarece aceasta depinde de numărul contestațiilor depuse. În ceea ce privește redeschiderea celei de-a doua sesiuni, considerăm sfârșitul anului ca fiind perioada propusă către Ministerul Energiei. Practic, sesiunea de propusă scorare, probabil de către, da, Ministerul Energiei. Da. Emisiunea aceasta de prescorare, da, s-a întâmplat deja săptămâna trecută. Practic, săptămâna aceasta ar trebui să avem primul raport de selecție, practic societățile, proiectele eligibile. Urmând ca pe perioada următoare să se soluționează eventuale contestații și așa mai departe. Personal, da, nu cred că este oportun ca cineva să facă contestație, dacă mă întrebați pe mine. Eu personal, dacă am, să zicem, 1-2 proiecte sau 10 sau câte ori fi respinse, da, pentru că nimeni nu-i perfect, greșel poate să facă oricine, da, voi prefera să depun pe sesiunea următoare din nou proiectul decât să fac contestație. Pentru că din experiența cu cei de la AFIR, da, de regulă trebuie să o spunem că sunt niște oameni profesioniști. De regulă cei care evaluează proiectele sunt oameni cu experiență, lucrează de mult timp în AFIR. Și în momentul în care un funcționar de la AFIR ți-a respins un proiect, înseamnă că pur și simplu nu mai are niciun rost să faci o contestație, pentru că s-au dovedit că a fi oameni de bună credință și de a respinge doar proiectele unde consideră ei că nu se pot soluționa nici printr-o contestație. Acolo unde sunt mici deficiențe, de regulă dumnealor transmit solicitări de clarificări. Ca atare, personal, nu încurajez ca solicitanții respinși să depună contestații. Pentru că urmează să se deschidă sesiunea 2, eventual erorile identificate, pentru că în momentul în care primești respingere, va fi și motivată respingerea, da? Eventual rectificate acele erori și redepus proiectul în sesiunea următoare. Haideți să mai luăm întrebări de la telespectatori. Crinel Jurj, bună seara, ce ne puteți spune despre investițiile în ferme mici și despre investițiile în activități neagricole?
Investițiile în activități noi neagricole, DR29, probabil se va deschide spre în perioada următoare, da? Dacă vorbim de fosta măsură cunoscută ca pentru că non-agricolul pe zona de AFIR, vorbim de două foste submăsuri, practic 6.4, așa cum le știe lumea, și 6.2. 6.4, practic DR29 urmează să se lanseze în perioada următoare, da? Iar dacă vorbim de similara 6.2, se va derula prin intermediul galurilor. Deci cei interesați de măsura 6.2, că e cea mai căutată măsură pe zona de AFIR după tânăr fermier, adică pe zona de non-agricol, pentru că este un pic similară cu tânăr fermier, în sensul că 70% din ajutorul financiar nerambursabil se primește în avans după ce s-au evaluat cererile de finanțare și semnează contract beneficiarul cu AFIR-ul, da? Urmând ca pe de la 6 luni până la 2 ani să-și implementeze asumările și obligațiile asumate, da? Care de regulă sunt niște obiective, de cele mai multe ori se referă la un procent de investiție, cursuri de calificare, cifră de afaceri și așa mai departe. Da, eventual avize de la instituțiile abilitate și așa mai departe. Fiind sumă forfetară, iar urmând ca tranșa 2 să fie obținută după ce beneficiarul a făcut dovada că și-a îndeplinit toate condițiile, ca atare pe zona rurală, cea mai așteptată măsură este aceasta, fostă 6.2, însă de data aceasta nu va mai fi prin AFIR așa cum o știm noi, va fi prin galuri. Iar DR29, fosta 6.4, urmează să fie lansată. Foarte multe persoane sunt interesate de partea de pensiuni. Putem să spunem că în această sesiune nu vor mai fi acceptate, să zicem, pensiuni de la zero, adică te apuci și îți faci o activitate nouă, pensiune și o faci de la zero. Vor fi acceptate doar modernizări, adică și modernizări, în sensul că beneficiarul trebuie să facă dovada că deja a avut această activitate, că deja are o pensiune, doar o modernizează, o extinde și așa mai departe. Ca și punctaje, să zicem, suplimentare, sunt punctate suplimentar societățile ce au avut desfășurată activitate în zona rurală pe activități agricole, da? Minim 2 ani de zile. Avem partea de, să zicem, partea financiară a societății care contează la punctaj, ca și activitate, să zicem, cea mai punctată activitate de data aceasta va fi producția, după care vor urma turismul, da? Da. Apoi medicalul, după care serviciile. Deci, de această dată, cele mai punctate nu vor mai fi activitățile de turism, ci cele de producție. După care urmează turismul, partea medicală, că vorbim de veterinar sau uman, și pe ultimul loc serviciile. Da, va fi o măsură care nu va mai fi cofinanțarea, așa cum o știu telespectatorii, 10%, va putea ajunge și până la 30%, depinde de solicitant și de condițiile aplicantului. Bun, mai am alte întrebări. Mihai Lelea zice așa, domnul Dogaru ne poate spune când se lansează și programul Electricap 2? Da, sunt, deja avem, să zicem așa, informații și publicații apărute, însă vedem
când se va deschide, însă, personal, cred că este mult mai avantajos fondul pentru modernizare decât Electricap. Într-adevăr, Electricap îți permite să faci și alte achiziții, gen pompe de căldură, eficientizare termică a clădirilor și așa mai departe. Însă, cei interesați doar de producția de energie, da, pot foarte bine să aplice pe fondul pentru modernizare. Pentru că aici nu avem cofinanțare, avem posibilitatea să depunem proiecte fără cofinanțare, nu suntem obligați să ne asumăm achiziția de stații de încărcare și așa mai departe. Deci este mult mai avantajos fondul pentru modernizare decât Electricapul. Cei care vor să depună, eu le sugerez, fiind fondul pentru modernizare, să aplice pe fondul pentru modernizare. Pentru persoanele fizice, da, vor fi finanțări chiar și pentru persoanele fizice, pentru gospodării. De ce vor fi finanțări? Pentru că România urmează să se alinieze normelor europene, da, vor trebui îndeplinite niște condiții vis-a-vis de decarbonizare, da? Ca atare ne vom aștepta, va fi sigur o taxă pe tona de bioxid de carbon. Practic, dacă avem o încălzire, să zicem, cu combustibil solid, da? Da. Se va face un echivalent cât bioxid de carbon se emană în atmosferă și va fi o taxă undeva în jurul sumei de 80 de euro per tonă. Ca și un exemplu, așa, un megawatt de energie electrică consumat din altă sursă decât cea regenerabilă, da, va emana 0,66 tone bioxid de carbon. Deci, cu alte cuvinte, dacă am un consum, să zicem, încălzirea cu energie electrică, da, alta decât cea din sursă regenerabilă, voi avea o taxă undeva de 60 de euro per megawatt consum electric. La gaz, de exemplu. La gaz ajungem undeva cu taxa la undeva la, să zicem, un apartament de două camere. Deci dacă luăm să calculăm după acești indici, vom ajunge undeva la 6-7 mii de lei impozit. Doar impozitul. Ca atare, cele mai multe gospodării vor trebui să își facă energia proprie în așa fel încât să compenseze acea taxă, să nu fie loviți de acea taxă. Tocmai din acest motiv, inclusiv prin fondul pentru modernizare, au fost lansate apelurile, chiar prin AFIR, chiar acum pe autoconsum, pentru că pur și simplu nu vom mai vedea brutării cu cuptoare pe gaz. Deci cel ce va avea brutărie cu cuptor pe gaz va plăti impozit echivalent a tonei de bioxid de carbon emanat în atmosferă, da? De nu își va permite să mai țină brutăria respectivă deschisă. Și așa mai departe, toate activitățile. Avem posibilitatea acum să mergem să convertim energia folosită în energie electrică. Da? De ce? Pentru că avem apel deschis pe autoconsum, da? Ne putem monta instalația proprie, da? Chiar dacă instalația respectivă, să zicem, nu aduce, să zicem, nu reușește să producă în totalitate energia necesară producției respective, da? Apare echivalentul, adică va fi compensare. Cel care produce energie verde va primi bonificație, cel care produce alt tip de va plăti taxă. Practic, chiar dacă ne montăm o instalație fotovoltaică, să zicem, pentru autoconsum, da? Și ne acoperim doar o parte, jumătate, să zicem, nu ne permite spațiu. Însă, partea de taxare cu partea de bonificație se vor compensa.
Înțeles. Cei care nu profită acum de aceste oportunități se vor trezi că vor trebui să treacă pe energie electrică, da? Imaginați-vă ce costuri vor avea. Pentru că, vă zic, vor fi taxate și descurajat consumul de alte tipuri de energie decât cea electrică. 10 secunde de publicitate. Hibrizi de ardei din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Am revenit. Domnul Bogdan Georgescu are următoarea remarcă. Așa face MIPE acum, a pierdut finanțarea de la UE, că nu a depus cererea de plată până la finele anului trecut și acum caută nod în papura beneficiarilor ca să nu le autorizeze cererile de rambursare. Se mai leagă și de achiziții, invocând că nu ar fi eligibile, deși proiectele au trecut prin evaluare, iar contractele de finanțare încheiate nu au fost cu clauză suspensivă. Deci ar trebui onorate de către finanțator. Tot să mai aplice lumea și tot același telespectator întreabă de Investalim ce mai știți. Da, Investalimul, chiar am văzut un articol de presă publicat de, probabil, cred, cineva de la Ministerul Agriculturii, da? Și spunea că urmează să fie finanțate Investalimul și alte programe. Cu privire la partea asta cu MIPE, într-adevăr, au fost două măsuri, 411 POC și 411 BIS, finanțate cu undeva la 900 de milioane de euro. Da, într-adevăr, datorită capacității Ministerului Fondurilor Europene, această finanțare, deși au fost depuse proiecte, au început implementarea, nu au reușit să depună cererea de plată și cele aproape 900 de milioane rămân să fie plătite din bugetul de stat. Pentru că nu au reușit să le deconteze de la Uniunea Europeană, pentru că nu au fost respectate anumite termene, pentru că funcționarii de la MIPE sunt puțini, pentru că s-a întârziat lansarea apelurilor și așa mai departe, da? Cei 900 de milioane, da, proiecte implementate, acum statul s-a trezit că Uniunea nu mai pot fi decontați de la Uniunea Europeană, da? Și într-adevăr încearcă tot felul de tertipuri să nu facă plățile beneficiarilor. Însă ar trebui să se gândească la un lucru. Oamenii nu sunt proști. În momentul în care nu ai decontat plățile beneficiarilor, în primul și în primul rând, în loc să ajungi niște firme, vei avea firme falimentare în următoarea perioadă, pentru că acele firme, ca să facă acele achiziții, s-au împrumutat de la bănci. S-au bazat pe decontarea de la minister, da? Și beneficiarii acum se vor trezi în situația în care vor avea de plată la bănci, băncile îi vor executa, pentru că băncile au finanțat aceste firme doar și doar bazându-se pe decontarea de la fondurile europene. Da? Alt motiv pentru care băncile nu mai vor să mai finanțeze niciun fel de proiect prin fonduri europene. Da? Bun. Deci, practic, aici nu ai rezolvat nimic. Doar că niște firme care au crezut că se vor dezvolta, vor intra în faliment, niște bănci care vor executa silit firmele respective, nu își vor recupera banii și acele bănci nu vor mai finanța proiecte europene și așa mai departe. Nu a reușit MIPE să facă decontările. Asta este. Suporți din bugetul de stat și mai departe încercăm să învățăm din ce s-a întâmplat și să dăm drumul apelului mai departe. Bun. Apropo, dacă ne gândim acum la schema 2 prin AFIR, da, va trebui lansată urgent. Pentru că dacă se întârzie lansarea schemei respective, da,
Da. Ne vom trezi că avem anumite perioade. Perioade de evaluare a proiectelor, de contestație și așa mai departe. Și ne vom trezi că îi vom da dreptul beneficiarului să-și implementeze proiectul în 3 luni. Ceea ce riscăm să fie un eșec. Vorbesc de sesiunea 2, da? Deci, sesiunea 2 prin AFIR, schema de energie, trebuie grăbită pentru că limita programului există. 30.12.2026. Da? Bun, mergem la doamna Popescu. O concluzie pe final de emisiune, doamna Andra Popescu. Aceeași pe care o pun de fiecare dată, și anume să nu ne descurajăm, să ne informăm ca să știm care sunt toate aceste constrângeri, iar dacă ni le asumăm, sigur vom și reuși. Mai ales pe linierii care sunt cei mai curajoși dintre antreprenori. Dar important este să fim bine informați. Da, asta căutăm și noi aici la Agro TV, să vă informăm corect, să venim de fiecare dată în întâmpinarea mesajelor dumneavoastră, problemelor pe care le aveți și dialogul ăsta pe care îl purtăm de fiecare dată deschis, sunt convins că nu face altceva decât să mai lămurească unele din neclaritățile avute de către cei care au o problemă legată de legislație, au o problemă de felul în care trebuie să implementeze, și asta mă refer strict la partea asta de fonduri europene, dar ea poate fi extrapolată, abordarea noastră, și la tot ceea ce ține de agricultură și de oamenii care își desfășoară activitatea aici. Domnul Dogaru, o concluzie. Da, aceeași părere ca și doamna Andra. Oamenii nu trebuie să se descurajeze, să încerce să profite de orice oportunitate ce apare, să se informeze, să nu aplice doar în ideea de a aplica, da? Să vadă, să verifice dacă un program îi este benefic, dacă îl ajută sau mai mult îl încurcă. Nu sunt pesimist, însă totdeauna am încercat să scot părțile mai puțin mediatizate din fonduri europene. Tot timpul am încercat să scot în evidență părțile sensibile, partea unde beneficiarul se împiedică, partea unde statul neglijează anumite chestiuni și pune beneficiarul în dificultate, partea unde programele sunt mai mult păguboase decât benefice beneficiarilor și atât și așa mai departe. Practic nu o spun din pesimism, sunt un optimist convins, însă și optimismul nu este suficient. Trebuie să ne luăm toate măsurile de precauție, să ne informăm exact cum se zice doamna Andra, să nu ne descurajăm niciodată, dar să ne avântăm în luptă informații. Bun, pentru o informare corectă urmăriți Agro TV, programele noastre, jurnalele noastre de știri. Mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, le mulțumesc și celor de acasă. Mâine seară ne revedem aici la Agricultura la Raport. Până atunci, sănătate multă. S-auzim de bine. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.